De violonistul Ion Voicu am auzit cu toții, însă menirea unui violonist este de a fi ascultat. Din fericire, în televiziunea română există o arhivă bogată dedicată acestui muzician dăruit, care a îmbinat talentul cu munca și căutarea permanentă a sensului artistic. Ion Voicu s-a născut pe 8 octombrie 1923 și a murit pe 24 februarie 1997. La 20 de ani de la dispariția sa, marcăm un moment în care respirăm și ne amintim cât de importante sunt muzica, artele și cultura în viețile noastre. Alexandru vei cânta într-un concert care este dedicat memoriei lui Ion Voicu. Când a fost prima oară când ai auzit numele acesta? Știi ce, mi-e greu să individualizez un moment anume, fiindcă violonist fiind încă de la o vârstă destul de mică, am fost întotdeauna în acest mediu muzical și Ion Voicu este un simbol, în continuare este un simbol al școlii românești de vioară și practic întotdeauna a fost un model și un idol al violoniștilor. Deci știam de el, știam că e acolo și de aceea am fost cu atât mai emoționat, mai impresionat atunci când am fost într-o bună zi împreună cu părinții mei, am fost pur și simplu invitat la maestru Voicu acasă. Și spre surpriza mea nu am descoperit o statuie sau o persoană așa rigidă, într-adevăr o persoană foarte diferită ca temperament de cea pe care o vedeți pe scenă în înregistrări. Un om foarte cald, așa, cu un simț al umorului foarte fin, foarte deschis și foarte, foarte, foarte prietenos, aș spune. Adică m-am simțit, a știut să facă să se șteargă imediat orice urmă de stânjeneală, de emoții aveam eu și m-am simțit dintr-o dată ca acasă chiar. T-a cântat? Nu l-am auzit, din păcate, cântând live, dar am vorbit mult și despre muzică și despre viori. Avea foarte, într-adevăr, foarte multe povești și un dar deosebit de a povesti. Când a descoperit Ion Voicu vioara? Bine, asta înseamnă să-mi spun și vârsta. Bine, nu? La câți ani ați descoperit? La 7 ani am descoperit vioara. Mi se revela că mi-a fost foarte greu să o descoper. Nu doar altceva, dar posibilitățile materiale erau cam limitate. Dar v-ați născut într-o familie de muzicieni? Da, sigur, de 160 de ani nu facem altceva decât muzică. Și în curtea unde ședeam, tot muzicanți erau. Însă, probabil că erau ceva mai înstăriți decât tata, că copiilor reușise să facă, să-și procure o vioară. Eu mi-am procurat ceva mai târziu cu ajutorul fratelui mamei, care se chema Nicolae, nu era de meserie muzicant. Seara, în curtea unde ședeam, locuia un cetățean care cânta la țambal. Mama, care îi datorez totul, aș putea spune, până am cunoscut pe Madden, pe nevastă mea, a vrut să vadă dacă am rib. Ribul era în sânge, pentru că v-am spus, aveam și mai în familie niște muzicanți. Am făcut horă, eu cu acest om care cânta la sambar, și jucau 6 femei după mine, perfect. Deci, a doua zi, eram șeful curții. Cântam mai bine decât toți copiii. Sunt 20 de ani de când tatăl dumneavoastră, Ion Voicu, nu mai este printre noi. Vor fi mai exact pe 24 februarie. Orchestra Sinfonică Radio a pregătit un concert pentru a-l comemora. Evident, multă lume îl cunoaște pe Ion Voicu, însă aș vrea să vorbim mai multe despre viața dumnealui. Sunteți nostalgic din fire? Aici nu e vorba despre nostalgie. Sigur că toate lucrurile, amintirile și anii trăiți împreună cu el în familie, în diferite concerte, în turnee, pe scenă și așa mai departe, sunt niște momente pe care nu le poți uita. Dar nu știu dacă e nostalgie, că eu sunt un om realist. Chiar dacă sunt artist, am totuși și pulsul momentului și al lucrurilor conturate și concrete. Voi începe eu să spun câteva lucruri despre dumnealui, da, și apoi o să vă rog să continuați. S-a născut în 1923 la București și încurajat de mama dumnealui, a studiat cu Constantin Niculescu, iar la 14 ani intra la Academia Regală de Muzică, pe care a terminat-o în 2 ani. Din 5 sau din 6, nu mai știu exact, exact ce se făcea.
A intrat în orchestra radiodifuziune. Primului post. Primului post. Pe cartea de muncă, da. Da. Iar apoi, la, nu știu, foarte puțină vreme, a fost remarcat de un mare dirijor, dar mare dirijor, Wilhelm Mengelberg, care, fac o paranteză, era dirijorul orchestrei Concertgebouw. În clipa asta e cea mai mare orchestră. Da, poate nu știți că l-a dat afară din orchestră în timpul repetiției. Bine, într-o zi, Rogalski era director la radio atunci și ne anunță, vedeți că o să fie unul dintre cei mai dirijori ai lumii să dirigeze orchestra radio. Fiți atenți, toată lumea să stea smirnă, să-l asculte ce spune, că e mare savant, mare artist. Însă eu, care nu rezistam mult să stau pe scaun, să... Cântați în orchestră? Da. Mai tot mă învârteam, mă suceam, mă, nu știu ce. El m-a observat, a văzut că sunt și puțin tânăr. Și la un moment dat l-a avut că spune Komm her, aber schnell. Eu nu știam germană pe timpul acela. Și îl întreb pe Teodor, care era concert, ce spuneți? Vină repede la el. În gândul meu zic, mama ars, acum cine știe ce îmi faci. M-am dus repede la el și... Arată... ușa, Heraus. Ce du-te afară, pleacă, ce nu mai este, că se enervează. Și ies afară. După ce am ieșit afară, în pauză, cheamă pe Rogalski și îi spune ce, cine e acest tânăr care nu-și vede de treabă în orchestră? Păi ce mai este, este cel mai talentat violonist în momentul de față, dintre tineri. Ce vă rog foarte mult să vă faceți un sfert de oră timp și să îl pun să cânte. Într-adevăr, după ce își lua gustarea de pe fiecare pediță, două ferite și încă de Praga, cu o bere, cu nu știu ce, după ce și-a luat această gustare, rogați ce vinuri repede, vinuri ce mi-ai făcut, vinuri repede să te audă ăsta cum cânti la vioară, că e supărat foc. Am coborât, erau niște studiouri jos și am început să-i cânt. Și tot așa, terminat eu, nu știu ce, am cântat Mendelssohn, Beniapsi, ceva de Bach. Și mai cântă ceva, și mai cântă ceva, și mai cântă ceva. Bă, ce, asta nu e făcut să cânte pe scaun, de-aia n-are astâmpări. Să-l face solistă, să trebuie să stea în picioare. De-aia n-are astâmpări. Așa că, pare foarte rău că l-am dat afară, să programați ca solist. După o săptămână, cine era solist la radio? Eu. Deci debutul dumneavoastră la radio. Se datorează. Se datorează lui Mengelberg. Știu că a și câștigat un concurs organizat de Ehudi Menuhin și George Enescu. A lucrat cu George Enescu. A lucrat cu George Enescu, a lucrat cu David Oistrakh, a lucrat cu Jan Polski. A avut generația lui, de fapt, de la Menuhin, Oistrakh, Kogan, Schering, Stern, Tata, erau cei șase magnifici, să zic. Nu erau cei șapte. Da. În condițiile în care nu exista un clasament. Asta începând în 64-65 până 83-84. Deci aproape 20 de ani, lucrurile astea erau deja știute și exista un fel de elită a violoniștilor. Și mă bucur foarte tare că lumea, încă cea care cunoștea sau a avut de-a face cu acești mari violoniști, aceste mari personalități, își aduce aminte că tata era unul dintre cei șase. Și erau și prieteni, nu? Nu numai că erau prieteni, mi-aduc aminte că Menuhin n-a putut să plece, că era în Australia, la Bruxelles, că avea concert, l-a sunat pe tata, Ioane, du-te tu să cânți în locul meu, că eu n-ajung. Deci erau chestii care se făceau, mă rog, într-o formă sau alta, colegial și prietenește. Violoniștii lumii alături de Enescu, elevul Enescu. Menuhin, Menuhin, da. Menuhin l-a mântuit în casa dumneavoastră. Sigur că da, și-a cunoscut țambalul la mine în casă, a cântat la țambal. Nu știu dacă mai țineți filmul acela, dar i-a cântat toată lumea, am adus muzicanții aici ca să simtă bine. Și mai țin încă tot așa un moment, de curând, cred că două săptămâni sunt. Cu un alt mare violonist. Cu mare, cu Isaac Stern, care a împlinit 60 de ani. Și ați participat acum în America la sărbătoria sa, da? Am fost, l-am îmbrățișat, m-am fotografiat cu el, a fost tot așa un lucru deosebit. Da, maestre Voicu, sunt lucruri unice care le spuneți și cred că aduc o culoare deosebită în serata noastră. Aș ruga acum pe Madeleine Voicu, soția artistului, omul care, cu care Ion Voicu a străbătut în ultimul sfert de veac drumurile lumii, se prezinte câteva din aceste documente adunate de peste tot.
E foarte greu să selectez ceva exact, dar am încercat într-un fel. Fiindcă ați rămas cu Isaac Stern, este exact acum făcută la Washington, când a fost sărbătorit pentru 60 de ani. Și altă dată fotografii din prietenia lor și cu familia și cu noi în continuare. Ați vorbit despre Menuhin, nu e nevoie să reamintesc că Ion a cântat cu Menuhin în țară și în Statele Unite, dublu de Bach. În serata noastră există un moment așa, cu dublu de Bach. Și de altfel cum a cântat Văd și în Statele Unite. Da. Cum știm cât de mult iubește Menuhin și Hepzibah muzica lui Enescu și ce frumos o interpretează, și Ion a avut fericirea să cânte cu Hepzibah. Există fonoteca Menuhin, sonata a treia. Excelentă sonata a treia, Ion Voicu, Hepzibah, Menuhin. Ca alt prieten drag este Schering, cu care Ion, afară că au cântat împreună, Ion l-a dirijat și apoi tot în serata noastră există un moment în care Ion Voicu dirigează pe Schering în concertul Tchaikovsky. Mă bucur că nu s-au pierdut momentele astea care, da, cel puțin pentru noi, sunt foarte importante. Istorice. David Oistrakh, pentru care avem un cult. În perioada în care am fost la Moscova, ne-a tratat ca niște adevărați prieteni și colegi, dar și după aceea a cântat cu Ion, l-a dirijat pe Ion, a fost în juriu în concursul Tchaikovsky, de altfel ca și cu Menuhin la Flash la Londra, ca și cu alți mari violoniști, cu Francescati la concursul de la Geneva, la Leipzig și altele, mă rog. Așa, și alături de acești mari violoniști, sunt mari violoniști ai lumii. Mari dirijori ai lumii. Mari dirijori ai lumii, cum bineînțeles este Cili Bidache. Este Sir John Barbirolli, care sigur că a fost un punct important în cariera lui Ion. Veneau des acasă la dumneavoastră? Îi vedeați? Vai, ce petreceri cu lăutari. N-ai văzut așa ceva. Menuhin, prima oară, nu știu, când a fost la un festival și prima oară când a venit la noi invitat în casă, așa a mai fost, dar la masă, la petrecere, și a auzit lăutarii, s-a oprit în mâncat, s-a dus la țambal, i-a zis lui, arată-mi și mie cum faci, că nu înțeleg. A fost, cum să spun eu, nu m-a impresionat, stupefiat, adică vrea, învață-mă cum să fac, cum să nu știu ce. După aceea, Oistrakh și cu Kogan, tot așa, au fost la un festival sau nu știu, la un spectacol mare, un concert, și tata nu făcea mese fără lăutar sau fără măcar un pianobar sau ceva care să însemne un fondal muzical. Și au început să cânte teme din concerte simfonice pe horă. Adică, cum să-ți dau un exemplu? Tirara, tirara, tirarari, tiriram, 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 pam. Da, Mozart. Da, da, Mozart 40. Și au început. Ram, pam, tam, tam, ram, patam, da, dam, tam, 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 atarara, da, tarara, da, tirara, din, tarara, da, 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 tirara, da. Deci, astea au fost chestii care au, cum să spun eu, i-au lăsat mască, că ei nu credeau că se poate face un Mozart, un Beethoven sau, nu știu, un Mendelssohn trecut pe horă, că nu s-a gândit nimeni să aibă imaginația asta. Și au fost extraordinar de încântați. Bine, sunt multe episoade și multe întâlniri și lucruri care au ținut de tocmai de legătura asta între ei. Adică ei n-au avut nevoie să se explice în vreun fel, că fiecare știa ce poate și cum poate unul despre celălalt. Da, se distrau, era felul de a mai interacționa. Mai ales că Menuhin, fiind elevul lui Enescu, tata fiind și el elevul lui Enescu, după aceea tata a fost elevul lui Oistrakh, deci erau ca într-o familie. Bine, David Oistrakh a fost ceva așa incredibil, pentru că nu eram cotat sau eu știu, considerat ca un student sau ca un om care vrea să învețe. Eram considerat, într-adevăr, ca un artist. Mă rog, era o atmosferă între Oistrakh și familia noastră, aș putea spune, deosebit. Pe Oistrakh l-ați întâlnit, îmi spuneați, când erați artist emerit, erați un artist lansat în marile centre muzicale ale lumii și Oistrakh a însemnat foarte mult pentru dumneavoastră. E adevărat. A contribuit enorm la evoluția mea artistică. Ați fost în apogeul carierii și el... Da, el a fost tot timpul, v-am spus, ca un coleg, nu ca un profesor, și asta a fost un imbold pentru mine și
În afară de faptul că mă recomanda în toate părțile lumii când ajungea dânsul și asta conta... El v-a cizelat tehnica și v-a dat, cred eu, cultura stilistică, teminicia școlii din care venea Mi-a și Mi-a dat el... ceva ce e foarte greu să iei de la altcineva. Adică faptul că el cânta și faptul că ți explica, complecta și eu ca un artist oarecum format, când am fost la dânsul, a reușit să completeze ce aveam eu nevoie. Deci erau ca într-o familie, adică nici nu era vreo mare... Dar povești cu Enescu există în familie? Da, de Enescu l-a chemat pe tata la, în Luminiș acolo, la Sinaia. Da. Trebuia să repete cu el, nu știu ce, un concert, mai știu cum. Și tata, cum era emoționat în sensul că se grăbea să ajungă să-i cânte lui Enescu, a uitat notele de acompaniament, de pian. Emoționat, am uitat să iau partiturile de pian. Și ajung sus și... dau seama imediat că n-am la mine acompaniamentul și spun, maestri, vă rog să mă iertați, uitați, am uitat notele de acasă. Și ce, nu e nicio problemă. Hai, ce vrei să cânti? Păi, eu știu, Mendelssohn, concertul de Mendelssohn. Păi, nu vă spun că nu mai eram atent la mine, eram atent la el, cum acompania, dar perfect notele, absolut toate notele de cânta la pian. Pe din afară. Păi din afară, sigur. Dar bine, dar asta e, nu e... Nu e da, proverbiala memorie neșteană. Era enciclopedie, omul ăsta, era ceva nemaipomenit, că știa și operele pe din afară. Ați reușit câtva timp să stați în preajma lui Enescu la Sinaia? Da, am avut și acest noroc, numai că nu prea des îl plângeam pe maestru Enescu, dar de câteva ori m-am dus la Sinaia și mi-a dat niște sfaturi deosebite, dar fel mari violoniști cum e Menuhin, cum e Cristian Ferea și alții sunt elevii lui. Deci este dovada cea mai elocventă că Enescu era într-adevăr un mare, mare pedagog. Ehudi Menuhin și Ion Voicu. Lui călătorea foarte mult și a cântat cu orchestre mari, cu cele mai mari orchestre, Berliner Philharmoniker, London, și exact, discuri, și dirijori, Sir John Barbirolli, venea cu povești din turneele astea? Multe dintre lucrurile pe care el le povestea făceau parte din același ambitus, adică lucrurile cu haz, lucrurile care, de exemplu, ea la BBC, când la Decca House, când a înregistrat cu London Symphony Orchestra, erau pregătiți să tragă o săptămână, adică să înregistreze timp spațiu luat pentru o săptămână. Tata în 3 zile a terminat. Deci astea erau niște lucruri care nu se întâmplau foarte des. Câteva cuvinte și despre discurile, Ion Voicu, am organizat pentru această întâlnire și o micro-expoziție cu discurile Ion Voicu și istoria fiecărui disc, o știți desigur, nu? Da, o știu și am trăit emoția fiecărui minut imprimat, pentru că un disc trebuie să fie într-adevăr perfect. De exemplu, la Decca House, la Londra, ca să fie ales, a fost un concurs între 35 de violoniști și am avut șansa să fie singurul ales Ion Voicu. Pot să vă prezint sonate din secolul 20 făcute cu Monique Haas, Prokofiev de Bussimiu, apoi sonate de Enescu, făcute cu Victoria Ștefănescu, dar făcute la Decca, la Londra. Discurile cu Rafael Friedberg de Burgos. Rafael Friedberg de Burgos cu Mendelssohn și Bruch, altele imprimate de Decca pentru Statele Unite. Pentru că amintiți Decca pe un pian, Decca găsesc numele lui Ion Voicu alături de Dietrich Fischer-Dieskau, de Ion Vickers, de Nicolae Gheorov, de Sviatoslav Richter, de Wilhelm Backhaus, de Claudio Abbado, de Carl Behm, de Herbert von Karajan, de Rafael Kubelik, de Lorin Mazel, de Zubin Mehta, de George Sell, nume care demonstrează forța artelui Voicu și prin asta forța artei românești.
De aceea v-am spus că am trăit emoția fiecărui minut de imprimare. Apoi sunt discuri făcute de Electrola, cu Prokofiev, cu Swarovski la Dresda. Este Prokofiev și versiunea cu Sir John Barbirolli. Și apoi sunt discurile făcute la Electrecord. De asemenea, în străinătate făcut și, bineînțeles, toate discurile făcute în țară cu mari dirijori ca George Georgescu, Silvestri. Există vreo înregistrare care vă place cel mai mult, pe care o reascultați de fiecare dată când puteți? Eu detest termenul ăsta cel mai. Dar pot să spun că îmi plac unele foarte important, că ele sunt mai mult din zona preclasică decât din cea clasică sau romantică. Am niște înregistrări cu Bach, cu Haydn, cu Vivaldi, cu Boccherini. Alea îmi fac bine, e ca un medicament. Existau compozitori care îi plăceau, iarăși, nu cel mai mult, dar pe care îi cânta îi mai des decât pe Mozart alții. Îi plăcea foarte tare. Așa. Bach. Mozart. Mozart, Bach. Da. Mozart pe care îl cântă exact. Ăsta. Exact, și ajungem la acuma. Programul din Alexandru știe. Acesta. Știam că este unul dintre concertele preferate ale lui Ion Voicu, așa că mi s-a părut frumos să fie prezent aici, în acest fel.
Muzica lui Mozart este cu totul specială. De fiecare dată când cânt concertele lui Mozart, descoper noi și noi lucruri, noi și noi glume pe care Mozart le făcea acolo. Și sunt convins că pe măsură ce vor trece anii, va căpăta noi și noi sensuri. Eu am, de fapt, și înregistrare cu tata cu acest concert, cred că făcut până 88, dacă nu mă înșel. De Mozart, al cincilea concert, da. Scris de Mozart. Este o lucrare, Mozart a compus-o pentru balurile de sfârșit de an. Teme din concertul acesta au fost preluate apoi în Ala Turca, sunt niște influențe turcești acolo, nu? Mișcarea a doua din rondo, adică din ultima parte, sunt niște inflexiuni, să zicem așa, ușor orientale, dar nu atât ca intervale, ca note, ci ca ritm. Ram pam pam pim pam pim pa ripa pum 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 pum. Seamănă puțin cu caravanele alea care trec prin deșert, știi, și cineva stă să facă un fel de muzică ca să ritmeze toată chestia asta. Ajungem la Alexandru Tomescu, da. La el stă vioara pe care a cântat tatăl meu. Nu stă, o cântă. O cântă, deci, exact, e în custodia lui. Este o vioară care, așa cum spune și el de altfel, și asta e foarte mișto, adică pare așa un fel de secret al viorii, vioara are în ea niște date pe care fiecare violonist care a cântat pe ea și tata a preluat-o după Vero, deci după alt violonist care a cântat, a preluat tata vioara, deci are niște secrete ale violonistului care a cântat pe vioară. Așa este. Așa ca o, niște fantome, știi, niște chestii, da. Da. Și el zice că le simte și că asta îi dă guess, așa, are un fel de inspirație în plus față de ce dă el din interiorul lui. Sufletul unui violonist care a cântat multă vreme pe un instrument, emoțiile, intențiile lui, rămân acolo pe instrumentul acela. Simți asta, te simți, nu știu, legat cumva de Ion Voicu prin vioara Stradivarius. Fără îndoială, Viora Stradivari Elder Voicu, dincolo de nume, numele pe care îl duce mai departe, păstrează amprenta marelui violonist Ion Voicu. A fost o... Am simțit într-adevăr o emoție cu totul special atunci când am avut-o în mâini pentru prima dată, fiindcă eram conștient de faptul că este o legătură directă, o continuare a unei povești și, în același timp, într-adevăr, o responsabilitate. În clipa în care știi cine au fost predecesorii, atunci ștacheta pe care ți-o impui tu ca artist este foarte sus, este foarte ridicată. Fără îndoială, atunci când un violonist are șansa de a cânta pe un instrument de-a lungul mai multor decenii, se ajunge la un fel de osmoză, așa, adică sunetul viorii devine sunetul lui, sunetul lui devine sunetul viorii. Este greu de spus în ce proporții are loc acest schimb și, fără îndoială, un procentaj important din sonoritatea viorii, din bogăția ei de armonice, se datorează lui Ion Voicu.
Sigur, în acei aproape 10 ani care au trecut, cred că am adus și eu un mic aport la această bogăție sonoră a Viorii. Și mai mult ca sigur, la fel vor face și violoniștii care vor urma. Am un program cu o serie de 3 câte 3 concerte cu care Ion și-a putut cumpăra o vioară mai bună la început, dar după care a urmat Stradivariusul oferit cu atâta generozitate de statul român. Stradivariusul, un Stradivarius, mi se pare datat 1706, 1702, da? Care este notat în foarte multe cărți ale lumii și care este apreciat ca unul din primele 5 viori Stradivarius foarte bune din lume. Unde este notat acest Stradivarius? În foarte multe. Eu nu am la mine decât o ultimă carte editată la Londra, în care menționează fiecare Stradivarius, are și un subnume, și acesta are un subnume, Lucan's Elder se numește, și spune că este în posesia virtuosului român vestit Ion Voicu. Așa este notația. Aș vrea să ajung și la Ion Voicu profesor. Știu că a avut elevi și acasă, probabil că e chemat, dar a predat la Mozarteum, la Conservatorul din Paris, la Nisa, Geneva. La Izmir? Da, în multe centre importante unde se învață muzică. Da. Îi plăcea să predea? Nu. Predatul în sine înseamnă ceva. E o chestie că predai o materie sau predai la vioară. Problema este că nu poți să spui cu vorba. Acolo trebuie să-i arăți. Și atunci mulți veneau să îl întrebe pe tata cum să cânte acolo, ce nuanțe, ce arcușe în jos, în sus, ce amprentă să aibă interpretativă. Și tata zicea, bă, stai aici lângă mine și uite-te la mine. Da. Și uite, vezi cum trebuie să faci. Deci el cânta ce trebuia să-i spună pe gură, că unii violoniști n-au suficient de multă experiență sau nu sunt pregătiți în așa fel încât să elevul sau studentul să copieze pur și simplu. Și atunci ăștia veneau la tata, tata, ce ai mă de cânta? Paganini. Și aia se uitau, își notau și plecau. Într-o oră, oră jumate, totul era pregătit. Dar să predea așa ca un fel de profesor, un titlu, nu, nu i-a plăcut niciodată. Și asta el făcea și la Mozarteum? Peste tot. Dar lumea știa deja. Prefera să vină să-l asculte cântând, studentul, decât să stea 2-3 ore să-și noteze în sus, în jos, arcușul, nuanțele și așa mai departe. El așa, cântându-i tata o dată sau de 2 ori sau de 3 ori lucrarea pe care studentul avea, îl aș făcea din mers toate lucrurile. Evident că avea o legătură strânsă cu folclorul, dacă spuneți că... Ce hore cânta! Da. Și le ducea peste tot în lume. A reușit să ducă muzica românească. Într-o vreme vorbim de anii 50-60, unde nu exista world music cum e acum. Unde vroia el să cânte și se simțea bine, cânta. Lumea rămânea bușbei, adică nu se aștepta. Totul se așteaptă să cânte un Capriciu de Paganini, un Prokofiev, un Isaie, un alea, știi? Da. Și el începea. Și rămâneau muți.
Deci sunt chestii care, cum să spun, ca și contact direct cu o persoană care, de la care te aștepți să-ți cânte ceva epopeic, așa, exact. Ăla cânta o horă. Erau genul de om emotiv, ca orice artist? Sau... El n-a avut niciodată emoții de genul să-i tremure un picior sau o mână. El avea niște emoții, să zicem așa, artistice, constructive. Nu erau emoții fizice care să îl împiedice să-și facă treaba cum trebuie. Erau niște chestii, cu, de exemplu, și eu, nu știu dacă mă compar cu tata, dar sunt niște lucruri pe care eu, de exemplu, le simt înainte să... Abia aștept să ies pe scenă. Alții le e frică, mai întârzie, mai ezită, vor să pășească cu dreptul, căci că așa e norocul. Bun. Dumneavoastră cu ce pășiți? Eu cu amândouă picioarele săr direct în scenă. Și cum era, bănuiesc că lucra cu dumneavoastră, a fost profesor de... N-a reușit să îmi facă mare lucru ca profesor. Eu am pus mâna pe vioară la 5 ani. Până pe la 5 ani jumate, 6 ani am făcut cu tata. Nu am fost deloc disciplinat. Bine, eu sunt așa de fel mai nealiniat. Și mi-a luat profesor. Am făcut cu maestru Manoliu, cu maestru Ilarion Ionescu Galați, cu maestru Geantă, cu doamna Cornelia Bronzetti, după aceea mai târziu la... Și acolo când am profesor, fiind educat și bine crescut și cu bun simț, nu făceam gălăgie. Dacă eram cu tata, zicea, mai lasă-mă în pace, vezi, lasă-mă. Exact, care era relația cu dumneavoastră? Păi relația era foarte bună, numai că și eu nu prea ascultam. I-ați scos pe real? Și... Nu, nu, tata nu mi-a dat o palmă în viața lui. Nu știu dacă m-a ajutat la ceva asta sau nu. Mama era mai severă și în special bunicii cu care de obicei rămâneam când ei plecau, tata și cu mama, în turnee sau în străinătate. Da, sfaturi ca artist. Bănuiesc că la un moment dat ați crescut, ați studiat, dirijat și dumnealui dirija. Au fost niște lucruri pe care vi le-a spus și care v-au, cumva v-au trasat o linie artistică? Da, el mi-a spus așa, când am terminat liceul de muzică, am intrat la conservator tot la vioară și până anul 2 mi-a spus, bă, Mădăline, tu ești cam puturos, mă. Deci nu poți să stai 5 ore cel puțin pe zi cum stătea el. El până la 70 de ani a stat cel puțin 5 ore pe zi cu vioara în mână. Avea un program strict. Făcea game? Ce făcea? Nu, nu mai era nevoie de game. Trecea tot felul de părți, din concert, din... Dimineața se scula la ora 9 și lua cafeaua, de la ora 10 până la ora 1. Pe orice formă, dacă o luai, din față, din spate, din nord, din sud, el era cu vioara în mână. Incredibil. La ora 1 ieșea, se plimba jumătate de oră în parc până pregătea mama masa. La ora 2 jumate, 3 cel târziu era în pat. Se scula la ora 5. Între 5 jumate și 7 jumate mai făcea 2 ore. După aia se mai plimba puțin, venea la 9 la masă, la 10 jumate, 11 era în pat. A, deci disciplina. Tata nu știa unde era gazul, adică nu știa unde e bucătăria. Nu-l lăsa decât să studieze, să-și vadă de liniștea lui, de programul lui, de... Am văzut, i-am văzut pe mama și pe tatăl dumneavoastră interacționând și era o poveste de dragoste, acolo se vedea este că au unică și nu spun eu asta, că poate eu sunt subiectiv, nu că sunt părinții mei, mama mea trăiește oricum și are o grămadă de amintiri, dar toată lumea spune și din țară și din sănătate care i-au cunoscut, că așa pereche nu s-a mai văzut, că fac și versuri. Bun, și revenim la faptul că dumneavoastră nu erați atât de disciplinat. Da, și mi-a zis spunem. În anul 2, bă, Mădăine, lasă vioara, mai cânți dacă vrei, că văd că ești bun. Deci nu m-am făcut de rușine. Eu am recunoscut că mi-era foarte greu să studiez atât de mult, mai ales că mi-eșeau repede lucrurile, că asta se întâmplă cu copiii care sunt dotați. Și mi-a zis, bă, nu vrei să te apuci tu de dirijat? Am gândit eu, bă, parcă e mai pe temperamentul meu, așa mai... Primul meu concert a fost la Ploiești ca dirijor. Thank you.
Și revenim la tatăl dumneavoastră, că îi dedicăm emisiunea dumnealui. Ca dirijor și dumnealui a înființat o orchestră pe care a și dirijat-o, orchestra de cameră București. Atunci, acum poartă și numele dumnealui, pe care dumneavoastră ați continuat să o îngrijiți. Și v-am văzut acum 2 ani în Festivalul Enescu, exact, ați făcut Mozart, mi-amintesc, tot Mozart. Am făcut și Mozart, noi, eu nu vorbesc neapărat despre aparițiile publice. Noi avem 9 CD-uri. Deci 9 discuri care după aceea au fost transpuse pe CD cu registrările orchestrei de cameră, atât cu tata ca dirijor și ca solist și cu mine ca dirijor și solist. Vorbim de o orchestră, mai o orchestră importantă, care știu că l-a iubit foarte mult pe Ion Voicu, este Orchestra Filarmonicii George Enescu. În 1949, la 26 de ani, cânta pentru prima oară la Ateneul Român în calitate de solist cu Filarmonica George Enescu. Dirijor era atunci George Georgescu. Da, a fost și Enescu la concert. Exact. Și cei din orchestră și acum povestesc că a fost cel mai bun director al Filarmonicii, undeva director. 10 ani, între 72 și 82. Și acum sunt povești cu dumnealui cât de generos era, cât de bun, cât de... Știi ce se întâmplă, Claudia? El era un om, pe lângă artist și un tip de bonom, așa, și de om idealist și cu... un fel de spirit ăsta tot timpul vesel, diferit de față cum era pe scenă, era foarte serios, dar în viață așa, era un om cu multă, cu mult haz și umor. În 10 ani cât a fost directorul Filarmonicii, orchestra asta a avut niște performanțe extraordinare. În ideea că toată lumea pe vremea aceea, tu nu știi că ești mică, reducea orchestrele pentru că era un fel de autofinanțarea instituțiilor și nu numai a celor de artă, etata a reușit să completeze orchestra, să o mărească în moment, din moment ce alții le restrângeau. Bine, oamenii le respectau și conducătorii de atunci ai diferitelor instituții importante, deci nu mai sunt de explicat cauzele. Faptul este că Orchestra Filarmonică George Enescu a avut o perioadă foarte prolifică și frumoasă în momentul când tata a preluat, sau zicem, a rânduit lucrurile. Cei de la Filarmonică, nu știu dacă au ajuns și la tine, am mai întrebat în stânga-ndreapta, înainte să fac interviurile acestea, despre Ion Voicu, pentru că a fost directorul Filarmonicii timp de 10 ani. Și îl iubea orchestra. Ăsta e un lucru rar, din câte știu eu. Orchestra, nu știu, sunt oameni cârcotași acolo, de fiecare dată există fricțiuni. Mi se pare un lucru mare să te iubească orchestra după ce ai fost în fruntea ei 10 ani. Nu? Eu sunt convins că toți directorii de filarmonici de orchestre sunt, dacă nu iubiți, măcar respectați. Da, păi tocmai, dar el era iubit și amintesc oamenii că... O mare calitate, probabil și faptul că era violonist, deci știa direct, din experiență directă, ce înseamnă. Și de fapt să nu uităm că am înțeles că primul lui job a fost chiar aici, la radio. Da, la 17 ani. Da. Da, deci această abilitate de a ști să empatizezi cu cei ale căror destine le conduci, probabil că a fost un element hotărător. Thank you.
era și o persoană severă tatăl dumneavoastră? Da. Deloc? El. Nici cu dumneavoastră? Nici vorba. Niciodată. Nici nu ridica tonul. Dar nu pentru că era milă de mine, de noi, sora mea și cu mine. El nu era genul. Nu era. Nu. Dar se spune că, nu știu, eu n-am copii, dar se spune că ne apreciem și mai mult părinții atunci când avem copii. S-a întâmplat în cazul dumneavoastră? Mai clar, eu am mulți copii. Eu sunt îndrăgostit, nu știu dacă există cuvântul cronic în sentimentul ăsta care se cheamă dragoste. Bă, de toți copiii. Deci eu dacă aș mai avea 40 de ani acum, aș mai face 10 copii. 10. Pe cuvântul meu, cel puțin. Vă cred, da. Și nu calculez asta în timpul meu, ci timpul muierii, care trebuie să nască 9 luni, trebuie să fie gravidă. Are treabă, da. Deci, în condițiile astea, eu cred că am moștenit asta de la... După cum mă comport și după cum simt eu lucrurile, cred că le-am moștenit de la tata. Tata ieșea în parc. Deci parcul Ion Voicu, nu? Parcul Ion Voicu, da. Și tăbărau copiii pe el. Deci nu-i chema Gigele, Costele, Mitică, Radu. Când îl vedeau că intră în parc, veneau toți copiii din parc și tăbărau pe el. Pentru că el era tot timpul dispus să se joace, să întrebe, să-l mânghe, să-i pupe, să nu știu ce. Și ea s-a obișnuit cu ce, unde e tataie, zicea. Unde e tataie? Acasă se vorbește des despre dumnealui? Mă, mama acum e singură, în condițiile în care nu mai e nimeni cu ea acolo. Sigur că eu mă duc în fiecare zi, sora mea coboară și aduce toate alea, îi dă medicamentele, da, sau ce are de luat. Avem și un om, Nea Florică, care o ajută și aduce de mâncare și aduce strânge alea. Apucăm să vorbim. Sigur că ea se uită tot timpul la Mezzo, la tot felul de posturi, unde și la TVR3 și la TVR Craiova, mai nou, ca să zic așa, nu fac reclamă, dar știu eu. Sunt lucruri care se continuă într-un fel, într-o tradiție, și se uită la muzică, are CD-urile lui tata și le mai pune de când în când. Da. Thank you.
revenim puțin la concert, pentru că vreau să amintesc pe fiica dumneavoastră care va cânta. Cum a primit Ioana invitația? Eu, vorbind cu Alexandru, ne întrebând-o pe Ioana, pentru că m-am gândit întâi să am acceptul lui Alexandru. Fiind vorba despre concert comemorativ, având totuși, nu știu, un fel de amprentă, chestia asta, sufletește, așa, și am zis, bă, n-ai vrea să faci, de exemplu, un Vivaldi sau un Bach, prima parte din concertele duble cu Ioana? Bă, da, nicio problemă, sigur. Și asta l-am întrebat acum câteva luni de zile. Mie mi-a frică că Ioana nu se poate pregăti, că ea n-a mai pus mâna pe vioară de 7-8 ani. Deci n-a mai pus mâna pe vioară de acum 7-8 ani. Eu mă mir că rezistă să cânte. Și s-a panicat. Cum s-a panicat? A zis, nu se poate așa ceva, eu fug din țară, eu nu pot să fac. Asta era în octombrie. Și uite că din octombrie până acum a reușit cât de cât să recupereze ce n-a făcut ea atâția ani. S-a pus la punct. Bine, nu e formidabil ce a reușit, dar nu mă așteptam să poată face așa cu ambiție revenirea asta, știi? Cred că o face pentru bunicul ei. Asta e în primul rând. Deci a existat o dragoste. De fapt, profesorul ei, tata, ultimul elev al lui tata a fost Ioana. Eu am început vioara cu el pe la vârsta de 5 ani. 4 ani jumate, 5 ani. Deci eram... scârțâiam la vioară, nu cântam. Niște corzi libere, niște... Și era tot săracul, era... Deci ziceam din două în două minute că mă doare mâna. Stai să fac și o pauză. Dar el, hai Ioana, te rog frumos, uite, mai avem aici două măsuri, hai. Bine, bine, dar ce-mi iei? Și el îmi lua tot timpul, dacă cântam bine, un ou de ciocolată. Și cum terminam vioara, mergeam, aveam un chioșc vis-a-vis de la casa lui, atunci acolo făceam un parc vioară și mergeam și îmi luau de ciocolată. Asta mi-aduc aminte foarte, foarte bine. Și am apucat să fac vioară cu el până pe la 10 ani, când s-a dus dincolo. Și asta îmi pare rău că n-am apucat să fac mai mult timp vioară cu el, că sigur aveam foarte multe de învățat. Dar eu m-am gândit când am ieșit pe scenă că sunt în living unde făceam eu vioară cu el și cânt lui. Să-mi zică după aia, e ca un fel de audiție, să zică cum am cântat, ce am greșit, ce n-am greșit. Deci eu asta m-am gândit când am ieșit pe scenă, pentru că altfel, deci crede-mă, aveam niște emoții, deci îmi tremurau toate alea. Deci mâna e foarte nasol să-ți tremure la vioară, știi? Mai ales mâna dreaptă. Și m-am mobilizat, eram albă la față, și am ieșit pe scenă și m-am gândit că sunt în living și cânt lui. Așa mi-am întrecut toate, dacă îmi lăsam frâul liber emoțiilor, nu știu ce, cum ieșea.